ne-a binecuvântat cu al doilea copil, cu o fetiță. Și după ce s-a născut, medicii a spus că s-a născut cu o găurică în inimă și piciorul stâng nu i se dezvoltase. Atunci, prima lună, când a făcut prima consultație, a ieșit rău, cu găurică în inimă. După aceea ne-a programat la a doua consultă. Înainte de asta, noi am apelat la biserica Porta Celor din Austria, unde facem noi parte. Și am explicat situația și toate alea. Și după 3 săptămâni, să zic așa, la următorul control, când a fost la medici și să-i facă următorul control, fetița nu mai a venit. De-aia vreau să zic că Dumnezeu lucrează și în ziua de astăzi. Amin. Și doresc să lăudăm pe Domnul împreună. Amin. Departe de-a lumii nevoie.
toate aș vrea să vă aduc salutul bisericii din 1 Corinteni 15 cu 58.